Salutare tuturor și bine v-am găsit! În videoclipul de astăzi vreau să fac un top 5 pentru mașini foarte, foarte economice, potrivite pentru oraș, potrivite pentru începător și nu numai. Adică aș putea spune că de fapt sunt niște mașini foarte potrivite pentru această perioadă când prețurile la combustibil totuși încă nu sunt chiar atât de mici. Să vă spun de ce caut o astfel de mașină. Mașina în care mă aflu eu acum este o mașină ceva mai sport și lucrul acesta se resimte mai ales când folosești mașina zilnic, când o folosești ca mașină de zi cu zi. Direcția fiind sport este mult mai greoaie, plus ai cu aproape o tură mai puțin, mă refer când învârți de volan, decât la o mașină normală, ceea ce este foarte enervant. Când vrei să parchezi, este foarte enervant că, vrei să întorci pe o stradă mai îngustă, practic trebuie să faci mult mai multe mișcări. Ok, după aceea, suspensia este sport, din nou, resimți acest lucru, este destul de enervant să mergi cu o mașină cu o suspensie sport zilnic. Ambreiajul din nou este sport, este destul de greu, mai ales când ești în aglomerație, să bagi a întâia, a doua frână. Este, obositor pentru picior, fiind un ambreiaj sport și, nu în ultimul rând, uzezi ambreiajul prematur, care nu este tocmai ieftin, este totuși un ambreiaj întărit, cum spuneam, un ambreiaj sport, care el este făcut cu alte scopuri, nu să stai cu mașina în oraș, să bagi a întâia, a doua, a treia. Da, până acum nu m-a deranjat atât de mult lucrul acesta, mașina o am de aproape un an, pentru că în primul rând a fost vară. Cei care mă urmăriți de mai mult timp știți foarte bine, eu pe perioada verii merg cu bicicleta. Cât se poate de des merg cu bicicleta, pentru că asta este hobby-ul meu, nu pentru că sunt biciclist sau că, cum mai spuneau unii prin comentarii, n-ai bani de mașină. Ba da, am și bani de mașină, acum vreau să-mi cumpăr a doua mașină, doar că m-am spus, pe timp de vară cel puțin încerc să folosesc cât pot de puțin mașina, pentru că vreau să folosesc bicicleta. Asta este hobby-ul meu și până acum, de curând, de fapt, am avut mai încă o mașină pe care o foloseam ca mașină de zi cu zi. Doar că am vândut-o și acum sunt în căutare alteia. Și da, vreau o mașină cât se poate de mică. Deci dacă s-ar putea, un Smart, doar că nu-mi place Smart-ul, nu sunt adeptul unui Smart, pentru că nu sunt cele mai fiabile mașini. Dar de asta spun, în momentul de față mă interesează o mașină cât mai mică, cu costuri mici de întreținere pe partea de impozite și de taxe și de asigurări. Nu neapărat pe partea de întreținere de piese. Asta este cel mai important aspect, iar cu ocazia asta aș putea spune că m-am specializat în ultimele câteva luni pe mașini de oraș, pentru că de aproximativ o lună jumate caut o mașină de genul acesta și ce vreau să spun de la bun început, din păcate este o perioadă foarte critică pentru astfel de mașini. De ce? Multe persoane caută mașini de genul acesta pentru că, v-am spus, consumă puțin. Taxele sunt mici, cel puțin în Germania, pentru ele, asigurarea pentru o mașină, cu un motor de un litru sau, să spunem, 1-2, este în jur de 20-30 de euro pe an, iar asigurarea, din nou, este în jur de 250-300 de euro pe an, ceea ce nu este rău deloc, repet, pentru Germania. De asta, în momentul de față, mașinile de genul acesta sunt la mare căutare, doar că oferta este una destul de restrânsă și prețurile parcă au luat o razna pentru astfel de mașini. Bun, pe locul 5, să începem și cu topul, ar fi Kia Picanto și Hyundai i10. De ce am pus aceste mașini pe locul 5? Din punctul meu de vedere, sunt niște mașini de-a dreptul hidoase. Deci, dacă vorbim cel puțin de cele din 2005, 2006, 2007, chiar că sunt niște mașini de-a dreptul hidoase, urâte, și la interior și la exterior. Consumul, din câte am înțeles, chiar dacă vorbim de niște motoare de, 1-1 benzină, ceva de genul acesta, nu este unul tocmai mic, din câte am înțeles. Nici în oraș, nici la viteze de 80-90 de km pe oră. Deci, de asta am pus această mașină pe locul 5, pentru că, și arată urât și nici nu este cea mai bună din punctul ăsta de vedere al consumului. Al taxelor, hai să zicem, merge cât de cât, este totuși un motor mic. Dar consumul, cum am spus, din câte am înțeles, nu este unul așa cum te-ai aștepta să fie. Să vă spun sincer, am găsit câteva variante, doar că prețurile sunt destul de sus. Vorbim, cum am spus, de o Kia Picanto sau de un Hyundai i10 din 2007-2008, care costă în jurul sumei de 3.000-3.500 de euro. Repet, n-aș da atâția bani pe o mașină de genul acesta,
pentru nimic în lume. Mi se pare un preț nejustificat. Ok, vorbim de niște mașini cu un kilometraj na, cât de cât decent, până în 150.000 de kilometri, de la primul sau de al doilea proprietar. Pentru că da, poți să găsești și ceva mai ieftine, dar sunt într-o stare deplorabilă, adică nu știu, pentru nu merită diferența de preț, care este în jur de 1000 de euro. Te duci într-un parc auto cu mașini pentru export, hai să zicem, găsești o Kia Picanto sau un Hyundai i10 cu 1000 de euro mai ieftin, dar vai de capul ei, deci mașina praf, e practic cumperi un jaf, mai pe românește. Deci da, de asta am pus acest model pe locul 5, pentru că este și o mașină care arată urât, prețurile mi se par nejustificate de mari, chiar nu merită. Poate doar dacă găsești o mașină de la prim proprietar, în stare bună, cu un kilometraj decent, pe la 2000-2500 de euro, poate doar așa ar merita, din punctul meu de vedere. Pe locul 4, clar sunt niște mașini mai mult decât potrivite pentru oraș, sunt niște mașini mai mult decât potrivite pentru ce caut eu, doar că sunt pe locul 4, din nou, pe motiv de preț. Prețurile au crescut enorm de mult pentru aceste modele, din nou, au crescut nejustificat, pentru că pentru o diferență destul de mică poți să-ți cumperi niște mașini ceva mai noi, o să vedeți de fapt în topul de astăzi. De asta am pus aceste modele pe locul 4 și mai exact Toyota Aygo, Citroen C1 și Peugeot 107. Da, sunt niște mașini, cum am spus, interesante din punctul meu de vedere. Toate au motor de 1 litru benzină, de 68 de cai, dacă mi-aduc bine aminte. Sunt niște motoare foarte ușor de întreținut, niște motoare fiabile cu, nu știu, fără probleme. N-am auzit pe nimeni să se plângă de diverse probleme. Și în plus de asta, distribuția este pe lanț și este o distribuție la care nu ai probleme. Deci, practic, mașina asta are nevoie doar de schimburi de ulei și cam atât. Doar că un model de genul acesta, fie că vorbim de Aygo sau de Peugeot, Citroen, a ajuns să coste destul de mult. Prețurile în momentul de față, vorbim la fel de niște mașini în stare bună, de la prim proprietar, chiar de la proprietar, deci nu de la intermediar sau de la parcuri, auto, autohouse-uri și așa mai departe, prețurile se învârt în jurul sumei de 4.000 de euro. Chiar ieri am găsit o Toyota Aygo din 2009, de la prim proprietar, 115.000 de kilometri, varianta cu 4 uși, la 2.800 de euro. Un preț foarte bun pentru această perioadă. I-am scris imediat la vânzător, doar că, nu știu, cât timp am citit eu anunțul, asta nu știu, însemnând vreo 5 minute, mașina deja s-a rezervat, iar azi dimineață când am intrat să văd dacă mi-a dat un răspuns, deja mi-a scris că da, mașina s-a vândut. Deci, practic, mașina respectivă s-a vândut în 10 minute. V-am spus, este o bătaie în momentul de față foarte mare pe astfel de mașini, cel puțin în Germania. Și da, am mai găsit câteva oferte destul de interesante. Din nou, Toyota Aygo, doar că de data aceasta era cu două uși, din 2006, dacă mi-aduc bine aminte, de la al doilea proprietar, 2400 de euro. La fel, mașina s-a vândut imediat, nici n-am apucat să-i scriu, doar am apucat să o pun la favorite și în câteva minute până să scriu eu mesajul, s-a rezervat și imediat s-a vândut. Și da, mai sunt și alte oferte, cum am spus, în jurul sumei de 4.000 de euro, care într-adevăr mașinile respective cam stau ceva la vânzare, pentru că totuși să dai 4.000 de euro pe o Toyota Aygo sau pe un Citroen C1, mașină care nouă a costat 7.000, trebuie să ai o problemă. Și din nou, un dezavantaj ar fi faptul că unele nu vin cu aer condiționat. Pe mine cel puțin nu m-ar deranja acest lucru, pentru că eu oricum am de gând să folosesc mașina doar pe timp de iarnă. Vara, oricum, merg în mare parte cu bicicleta când pot, când nu, nu mă deranjează să folosesc mașina asta, pentru că, da, vreau să o folosesc la drumuri lungi și până weekend, să mă simt bine, să mă distrez cu ea. În rest, să folosesc mașina pe care vreau să o cumpăr. Da, cam așa stă treaba cu aceste trei mașini. Prețurile sunt foarte mari, oferta este puțină și, na, sunt niște mașini relativ mai vechi. Dacă vorbim de, nu știu, un Citroen C1 mai nou sau Peugeot 108, dacă mi-aduc bine aminte, care din nou este după 2014, Toyota Aygo, care din nou este după 2014 sau 15, vorbim de modelul mai nou, nu te apropii de bugetul de 6.000 de euro. Toate sunt cu mult mai scumpe. Întrerupem puțin programul ca să vă arăt un raport car vertical pentru un Volkswagen Passat care a avut ceva daune în trecut. Mașina a fost importată din America în Franța, după care a fost înmatriculată în România. De aprecia că totuși nu s-a umblat la kilometraj, doar că a avut daune în Statele Unite între 15.000 și 20.000 de dolari, adică
este o daună totală economică. Avem și câteva poze cu acest Passat. Sper că vedeți și voi, a fost lovit destul de serios în partea din față. Ambele airbag-uri au fost sărite, airbag-urile cortină, deci cum vă spuneam, o daună destul de serioasă. Probabil a fost afectat și motorul. Fie vorba între noi, nu știu ce văd unii la acest Passat, dar din punctul meu de vedere, Passatul de America, nu știu, arată de-a drept oribil. Sunt curios care este și părerea voastră. Vă reamintesc, aveți și voi un link în descriere cu o reducere specială din partea mea dacă vreți să verificați o mașină înainte să o cumpărați. Adică cel mai indicat ar fi să verificați mașina înainte să o cumpărați, nu după ce ați cumpărat-o, pentru că puteți să vă cumpărați o mașină de genul acesta. Bun, haideți să revenim. Pe locul 3. Știu că poate sunt niște mașini super ok, ce am uitat eu să vă precizez, eu caut doar o variantă cu motor pe benzină, nu mă interesează variante diesel, pentru că da, poți să ai un consum bun dacă optezi pentru mașina potrivită, chiar și cu motor pe benzină. Pe locul 3 ar fi Fordul Fiesta de la 2009 în sus și Volkswagenul Polo la fel, de la 2009 în sus. De ce am pus mașinile acestea pe locul 3? În primul rând, nu sunt genul de mașini pe care le caut eu. Vreau ceva și mai mic de atât, o mașină și mai potrivită pentru oraș, pentru că, da, din păcate, treburile se schimbă puțin pentru astfel de mașini, cel puțin pe partea de asigurare. Nu știu, sunt încadrate la mașini ceva mai mari, habar nu am, iar atunci costurile pentru asigurare, nu știu, de la 250-300 de euro pe an, sar la 600-650 de euro pe an. Deci este o diferență destul de considerabilă de preț. Ăsta ar fi motivul pentru care le-am pus pe locul 3. Chiar dacă clar sunt niște mașini de luat în considerare, dacă totuși vrei niște mașini ceva mai mari cu un consum redus de combustibil. Chiar am găsit un Volkswagen Polo din 2011 de la prim proprietar, 160.000 de kilometri, 1.4 benzină, 86 de cai, la un preț relativ decent. Mașină cu istorie complet. Singurul lucru care ar trebui făcut la acest Polo ar fi să schimb distribuția. Pentru că da, în 12 ani distribuția n-a fost schimbată niciodată, chiar dacă are 160.000 de kilometri. Vânzătoarea, de fapt, că este o femeie, a spus că dealerul nu i-a spus că ar trebui schimbată distribuția, a zis că se verifică din 30 în 30.000 de kilometri și momentan încă nu ar trebui schimbată. Păi nu știu ce să spun acum, chiar sunt curios care este și părerea voastră, aștept în secțiunea de comentarii. Da, i-am spus clar că dacă ar fi să cumpăr mașina, aș vrea măcar să lase la preț costul pentru schimbarea distribuției, care în Germania, la un serviciu autorizat, este în jur de 650-700 de euro. Deci dacă ar lăsa acest preț din prețul mașinii, aș cumpăra acest Polo, chiar dacă nu este ceea ce caut eu. Dar totuși, cunosc motorizarea foarte bine, sunt niște motoare care, na, îți oferă un consum cât de cât decent de combustibil și, na, fiind vorba despre un Volkswagen Polo, este și o mașină destul de sprintenă. Prețurile pentru Volkswagen Polo, din nou, au crescut destul de mult, adică dacă înainte cu un an jumate găseai variante cu două uși, chiar și la 3500 de euro în stare bună, acum până și acele variante cu două uși au ajuns să coste 4500-5000 de euro. Deci, din nou, ăsta ar fi un dezavantaj dacă vrei un Volkswagen Polo în stare bună, prețurile au crescut mult. Și acum să vorbim puțin și despre Fordul Fiesta, o mașină pe care o recomand cu cea mai mare căldură, pentru că da, am deținut un Ford Fiesta și aș mai vrea să dețin încă unul, de ce nu? Adică și acum încă dețin acest Ford Fiesta, doar că se află în România. Pot să vă spun că este o mașină care merită fiecare bănuț din toate punctele de vedere. Este o mașină care, vă spun sincer, am folosit-o timp de 6 luni și am fost extrem de mulțumit. Consum, dotări, poziție bună la volan, o mașină confortabilă, pentru că da, au fost zile când chiar am făcut și drumuri exterioare, 200, 300, 400 de kilometri și nu pot să spun că am resimțit, nu știu, disconfortul unei mașini mai mici sau că era mai prost antifonată, să spun așa. Nu, chiar o mașină super decentă. Deci da, dacă aș găsi din nou un Ford Fiesta ok, de la prim proprietar sau de la al doilea proprietar, cum l-am găsit pe cel pe care l-am în România, aș mai cumpăra încă unul, pentru că motorul este de 1.25, sunt două variante de 60 de cai și mai o variantă de 82 de cai. Eu am pe cea de 82 de cai în România. Din nou, o mașină foarte sprintenă, cu un consum mai mult decât decent de combustibil. Și asta vă spun din propria experiență. Consumul în oraș se învârte în jur de 6.5-7. Și aici vorbim de un oraș aglomerat din România, iar consumul
la exterior, nu știu, la o viteză de 90 iese în jur de 4,5, iar la viteze de 130, adică viteze de autobandă, pentru că da, am folosit mașina și în Germania, este în jur de 5,96, deci un consum foarte, foarte bun. Și din nou, nu m-ar deranja că este o variantă cu 2 uși sau cu 4 uși. Din contră, poți să-ți cumperi un Ford Fiesta mult mai bine echipat decât un Volkswagen Polo la un preț care în teorie ar trebui să fie ceva mai decent. Doar că aceeași problemă ca la prețul mașinilor, prețurile au crescut foarte mult chiar și pentru Fordul Fiesta. Un Ford Fiesta, cum spuneam, în stare decentă, cu un kilometraj decent, a ajuns să fie 4.500-5.000 de euro. Mi-aduc aminte eu când am căutat Ford Fiesta asta în urmă cu vreo un an jumate, la 4.500-5.000 de euro găseai o variantă foarte interesantă, Fiesta Sport, 1.6 benzină, 125 de cai. Adică acum dacă aș mai găsi un Fiesta cu 125 de cai la 4.500-5.000 de euro, l-aș cumpăra în secunda 2. Pentru că este, na, s-ar vinde la un preț bun, doar că de asta spun, s-au schimbat total prețurile. Acum, la prețul pe care îl dădeai pe un Fiesta Sport, îți cumperi un Fiesta normal și ăla cel mai slab echipat, nu știu, aer condiționat și cam atât. Fiesta pe care l-am eu în România este nivel de echipare titanium, are pachet de lumini, clima automată, o grămadă de dotări pentru o mașină de genul acesta. Da, deci cam astea ar fi mașinile de pe locul 3 și le-aș cumpăra și nu le-aș cumpăra pentru că, v-am spus, nu prea se încadrează cerințelor mele, cel puțin în momentul de față. Vreau o mașină ceva mai mică, dacă se poate. Pe locul 2, știu că poate mulți n-or să fie de acord, ar fi Renault Twingo, cel din a doua generație, și Dacia Sandero, la fel, cea din a doua generație, care este puțin mai nouă. Găsisem o Dacia Sandero, chiar dacă nu aș fi vrut un motor diesel, dar am găsit o Dacia Sandero Stepway, 1.5 diesel de la prim proprietar, 120.000 de kilometri la 6.000 de euro, doar că din nou mașina s-a rezervat imediat. Până am intrat eu pe anunț, până am intrat să scriu mesajul, mașina era deja rezervată. Pentru că da, sunt unii din păcate care, nu știu, asta fac toată ziua, stau cu capul în calculator, dau refresh la pagină, refresh la pagină, când a apărut un anunț care le-a convenit, în secunda 2 deja au mesajul pregătit și a scris. Iar atunci tu nici nu poți, sunt unele mașini pe care nici n-a pus să le vezi. De asta zic, eu nu am timpul ăsta să stau chiar toată ziua pe internet să dau refresh la pagini și să fac chestii de genul acesta. Dar da, pot să prind și oferte bune. Da, cum spuneam, pe locul 2 Dacia Sandero, fie că vorbim de o motorizare pe benzină sau una diesel, clar, este o mașină potrivită, chiar dacă la fel nu prea este ce caut. Prețurile pentru Dacia cei drept sunt ceva mai mari, adică dacă prinzi o Dacia Sandero Stepway, cum era aceasta, la 6.000 de euro, chiar este o ofertă super mega bună, cel puțin pentru Germania. M-am gândit să caut și una în România, doar că eu vreau să folosesc mașina în Germania și degeaba aș găsi o Dacia Sandero Stepway în România, plus că riscul de a lua o țeapă este mare și acolo, chiar dacă vorbim de o mașină direct de la o persoană privată, plus n-aș putea să circul cu numere de România în Germania, adică aș putea, dar nu îmi place, se uită lumea mai urât la tine, se uită și poliția, deci nu știu cum să zic, ești primul oprit dacă ai numere de România în Germania. Deci de asta spun Sandero pică, doar că este o mașină de luat în considerare, mai ales dacă locuiți în România, poți să găsești chiar un exemplar în stare decentă, dacă ai răbdare, la un preț decent, o mașină care consumă puțin, super mega potrivită pentru oraș. Și da, în Germania cel puțin, o mașină foarte populară care merită cumpărată ar fi, cum spuneam, Renault Twingo din a doua generație. Este, să spun, un best buy în momentul de față. De ce zic asta? Îți poți cumpăra la un preț decent, și aici vorbim un preț de 3.000 de euro, o mașină din 2009-10-11. Dacă stăm să comparăm cu celelalte mașini de care vă spuneam, Toyota Aygo sau Kia Picanto, clar poți să-ți cumperi o mașină ceva mai nouă, care, haideți să fim sinceri, nu arată chiar rău, la un preț mult mai decent. Cum spuneam, la 3.000-3.500 de euro, să spunem, poți să-ți cumperi un Renault Twingo foarte bine echipat, cu panoramă, aer condiționat. Este o mașină ok, singurul dezavantaj ar fi faptul că are doar 20. Pe mine, cel puțin, nu m-ar deranja absolut deloc. Chiar acum sunt în discuții cu o vânzătoare. Prețul este de 3.500 de euro, la fel, este primă proprietară, are plafonul panoramic, aer condiționat, doar că distribuția, din câte am înțeles, la fel, încă nu a schimbat-o.
dacă ar lăsa mașina, nu știu, undeva la 2600 de euro, poate aș cumpăra-o, chiar dacă, nu știu, nu este tocmai ce îmi doresc, chiar dacă ea îndeplinește cerințele unei mașini de oraș, unei mașini care se întreține ușor. Sincer să vă spun, consumul nu este atât de mic ca la alte mașini. Chiar am întrebat mai multe persoane care au un Twingo și au spus și ei, consumul să nu te aștepți să fie unul mic, pentru că nu este așa. Deci de asta puțin îmi dă de gândit Renault Twingo, chiar dacă în teorie un Renault Twingo ar trebui să-ți ofere un consum mic. Și din păcate modelul mai nou de Twingo, care este super mega interesant, chiar acum este unul lângă mine, nu se prea încadrează în acest buget. De ce zic că este interesant Renault ăsta Twingo? Are motorul în spate, nu știu dacă se vede pe cameră, stai să mă duc un pic mai în față. Despre asta este vorba, asta este Twingo mai nou, care nu prea îl găsești în acest buget, doar că are motorul în spate și practic are propulsie spate. Deci e ca un mini BMW, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Puteți și voi să căutați pe internet cu mașina asta, dacă te chinui puțin poți să faci drifturi. E o mașină, cred că foarte fun to drive, n-am condus, dar mă gândesc că se conduce fain. Găsisem una la 5800 de euro, doar că proprietarul a oferit foarte puține informații despre mașină în anunț. I-am scris și nici până în ziua de astăzi nu a răspuns. Cum vă spuneam și în alte videoclipuri, ăsta este un dezavantaj când vrei să cumperi mașini de la persoane private din Germania. Tu ești interesat de mașină, vrei să o cumperi, vrei să o vezi, nu-ți răspunde la mesaj. Na, în fine, încă aștept răspuns, poate, poate, nu se știe niciodată. Și da, pe locul întâi, știu că poate mulți n-or să fie de acord și, nu știu, mulți le consideră, cel puțin în România, niște mașini de 2 bani, ar fi Volkswagenul Up, Skoda Citigo sau Seatul Mii. Practic, toate trei sunt exact aceleași mașini și da, din punctul meu de vedere, sunt cele mai potrivite din toate punctele de vedere. Să vă spun și de ce. Dacă stăm să comparăm prețurile de la un Volkswagen Up sau, ce v-am spus, Skoda Seat, cu prețurile de la Kia Picanto, Toyota Aygo, vorbim de niște mașini care, cum vă spuneam, sunt din 2006-2007, da? Volkswagenul Up și restul modelelor au apărut prin 2012. Diferența de preț este undeva de 1500-2000 de euro. Poate nu chiar atât în toate cazurile, pentru că un Volkswagen Up în stare decentă poți să-l găsești pe la 5000 de euro, la fel, Seat Mii sau Skoda Citigo. Deci o mașină din 2012-2013, chiar am găsit și din 2014, cu un motor de 1 litru benzină, deci taxe mici, asigurare mică, consum foarte mic, o să vă spun eu și de ce am pus mașina asta pe primul loc. Cum spuneam, pentru o diferență mică de preț poți să-ți cumperi o mașină nouă, super ok, care din punctul meu de vedere arată bine, chiar îmi plac mașinile astea, nu știu, am început să am un drag mare față de ele. Una din aceste trei mașini aș prefera să cumpăr în orice moment, dacă aș găsi ceva care să merite cumpărat, adică, nu știu, raportată preț, ce oferă, stare în care se află, să se învârtă în jurul sumei de 4500-5000 de euro. Găsisem inițial un Seat Mii cu 4 uși de la al doilea proprietar, cerea pe el 4300 de euro. Negociabil, așa scria el în anunț. A doua zi, în loc să scadă prețul, nu că așa e normal, sau să, nu știu, să negociezi în jos prețul, nu știu, 4000 de euro, mașina a postat-o cu 4700. Și am scris că eu am văzut mașina cu 4300. Că dacă s-a mai uitat el pe internet, ca lui cea mai ieftină din zonă și... Deci, cum să spun eu, altă problemă de proprietar, de idiot, că altcuma nu pot să îl numesc. Chiar sunt curios cât o să stea cu mașina la vânzare, pentru că, na, prețul nu este unul neapărat mare, dar nici mic, pentru că este un Seat Mii foarte slab echipat, adică vine cu aer condiționat și atât. În rest, are geamuri cu deschidere manuală în față. Deci da, geamuri cu deschidere manuală în față în 2022. Pe mine, din nou, nu m-ar deranja absolut deloc, pentru că eu cumpăr mașina cu un anumit scop. Știu pentru ce o cumpăr. Nu o cumpăr să îmi impresionez prietenii sau eu știu pe cine. Nu o cumpăr să fac drumuri de România cu ea. O cumpăr pur și simplu pentru oraș. Ce mă interesează ar fi să se conducă cât mai ușor, cum am spus, să se parcheze cât mai ușor și na, să nu consume neapărat mult, chiar dacă eu în general nu am o problemă cu consumul. Chiar este o mașină care din punctul meu de vedere arată foarte bine și la interior și la exterior. Este o mașinuță potrivită pentru oraș. Știu, acum mulți o să critique interiorul, că este slab calitativ, că este nu știu cum.
dar nu îți cumperi o mașină de genul acesta pentru așa ceva. Pe mine mă interesează să aibă aer condiționat și în rest de alte dotări chiar nu mă interesează. A, da, și ce poate mai m-ar interesa? Să aibă totuși turometru, pentru că da, sunt anumite Volkswagen-uri Up sau Citigo Mi care nu au turometru, alea sunt cele mai slab echipate. Nici ăla n-ar fi neapărat un impediment, doar că să se și vândă la prețul corect. Sunt unii care cer pe astfel de mașini 6.500-7.000 de euro, care din nou este foarte mult. Da, ok, dacă ceri 4.500 pe un Up slab echipat, n-am nimic împotrivă, dar nu să cer preț mare, pentru că dacă ai răbdare puțină, la un preț de 5.500 de euro chiar poți să-ți cumperi un Up Citigo sau Mi, chiar bine echipat, cu o navigație, cu un computer de bord, ceva elemente n-am mai diferite la interior. Și da, am pus această mașină pe locul întâi pentru că în Germania, cel puțin, având motor de un litru mașinile astea, impozitul este mic, în jur de 19 euro pe an. Sunt niște motoare fiabile, ușor de întreținut, chiar sunt niște motoare mai mult decât ok, n-am auzit pe nimeni să se plângă de aceste motorizări. Și nu în ultimul rând, cred că din toate mașinile pe care le-am enumerat, Volkswagen-ul Up sau concurența au cele mai bune consumuri. Și asta din nou vă spun din propria experiență, pentru că am condus un Volkswagen Up, chiar am și un videoclip de prezentare pe YouTube cu mașina respectivă. Deci un consum mai mult decât ok. În oraș consumul nu sare de 6, vorbim de orașe din Germania, unde ok, traficul este mult mai fluidizat, iar la viteze de 80, 90, 100 de km pe oră, din nou, consumul nu sare de 4, iar la viteze de 130 de km pe oră, dacă vine să credeți, consumul este în jur de 5,5, ceea ce nu este rău deloc. Deci de asta spun, aș putea spune că Volkswagen-ul Up are, nu știu, cel mai bun consum din toate mașinile, este o mașină nouă, o poți cumpăra la un preț, cum am spus, corect, dacă stăm să ne raportăm la an de fabricație. Majoritatea au până în 150.000 de kilometri, dacă vorbim de un preț de 4.500-5.000 de euro. Da? Și de asta spun, dacă stăm să comparăm cu un Citroen C1 sau cu o Toyota Aygo din 2006-2007, care costă 3.500-4.000 de euro, apoi mai bine mai dai 1.000 de euro, 1.500 de euro diferență, îți cumperi o mașină cu 6-7 ani mai nouă, îți cumperi o mașină cu tehnologie mai nouă, care se reflectă, vrei nu vrei, în consum. Deci de asta spun, dacă te uiți la un Volkswagen Up, din punctul meu de vedere ai doar de câștigat și asta este mașina pe care o caut și eu cel mai mult, doar că din păcate oferta este destul de restrânsă. V-am spus, am găsit câteva, sunt în discuții, am mai trimis un mesaj pentru un Volkswagen Up destul de interesant, o să vă las o poză cu mașina pe ecran, doar că încă nu mi-a răspuns cel care o vinde. Nu știu, unii parcă n-au interes să-și vândă mașinile. Bun, pe mare parte cam ăsta a fost videoclipul, sunt foarte curios care credeți voi că este cea mai potrivită mașină pentru oraș. Sunt curios dacă aveți și voi o mașină doar pentru oraș, ce mașină aveți, cât consumă, ce v-ați cumpăra. M-am gândit și la o Dacia Spring, dar încă nu cred că ar fi momentul pentru o mașină electrică, nu știu cum aș putea să mă descurc, pentru că totuși, na, pentru o diferență relativ mică, dau 5.000-6.000 de euro pe un Volkswagen Up, mai pun încă pe atât și mi-au dat acest Spring nouă. Doar că m-am spus, încă nu știu ce să spun de treaba asta cu mașinile electrice. O să vorbim poate asta într-un alt videoclip. Cum spuneam, sunt curios dacă aveți și voi o mașină de oraș, ce mașini aveți, cât vă consumă. Dacă v-a plăcut acest videoclip și l-ați găsit util, nu uitați să dați un like și un share. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao!